În orice intervenție chirurgicală este necesar să se depisteze bolile venerice pentru protecția personalului sanitar și a pacienților tratați. Astfel se garantează rezultate eficiente în tratamentul chirurgical și cel medicamentos. E bine ca bolile venerice să fie descoperite pentru protejarea familiei pacienților, a colegilor de muncă și a celor cu care intră în contact. În stabilirea diagnosticului și la o simplă gripă și la afecțiuni mai deosebite din sfera orele, în principal de la nivelul cavității bucale, noi suntem obligați ca să depistăm și să tratăm din timp orice boală venerică pentru bunul mers al tratamentului medicamentos al afecțiunii respective. Bolile venerice se pot lua de la simpla consumare de apă dintr-un pahar, deși acum sunt paharele de unică folosință. Pentru noi, femeile, putem să luăm de la un magazin de cosmetice dacă încercăm un ruj de la testerele respective sau prin sărut. În România s-au înmulțit în ultima perioadă bolile venerice din cauza libertinajului sexual, a condițiilor igienice proaste în care se desfășoară relațiile intime. De exemplu, a fost o doamnă de 45 de ani care a venit speriată, avea numai niște afte pe palatul dur, deci în cerul gurii, și cunoscând caracterul soțului și, în general, bănuindu-l de infidelitate, bănuia că, într-adevăr, poate să fie sifilisă, deci o boală venerică. Am trimis-o la Colentina, la dermatovenerologie, și nu s-a mai întors. La fel, spre exemplu, am avut o domnișoară de 19 ani pentru operație banală de deviație de sept și avea o mică rană la intrarea în piramida nazală în nas și, efectuându-i banalul test sau testul important de DRL, am constatat că are sifilis. Și o trimitem și este obligatoriu să meargă într-un serviciu de specialitate. Foarte multe cazuri nu sunt depistate din timp și tratate, ajung să treacă în faza a doua, a treia. Există situații deosebite în care se depistează bolile venerice. Orice leziune care se întâlnește în nas ori cavitatea bucală poate fi din cauza bolilor venerice. Investigațiile sunt analiza de sânge, VDRL-ul, secreții recoltate din leziuni la nivelul cavității bucale sau nazale, examen bacteriologic și biopsie. La sifilis, în primele două săptămâni de la contaminare, când persoana bănuiește că e bolnavă sau e sigură, trebuie să se prezinte pentru depistarea bacteriei Treponema pallidum. Deoarece este întâlnit și sifilisul congenital la copii născuți din mame bolnave, depistarea se poate face de la naștere prin examen de secreții oculare, nazale, exudat faringian și analize de sânge specifice. Această boală poate fi depistată și din timpul urmăririi sarcinii de medicul de familie și medicul ginecolog. De aceea, educația de prevenție e importantă. Copiii născuți în faza a treia a bolii pot avea tulburări neurologice, deficit de memorie, greutate în dezvoltarea limbajului. În sfera orele sunt situații deosebite în care nici nu te aștept să fie depistată o boală venerică, pentru că pacienții vin cu o situație precară a sănătății, bănuit sau chiar confirmat în altă parte că are un cancer, dar de multe ori la acest cancer laringian sau amigdalian, deci tot la nivelul cavității bucale, poate să fie asociat un sifilis. Deci există asocieri și foarte greu de tratat de sifilocancer sau sifilotuberculoză. De multe ori poate fi asociat și cu SIDA, când deci situația, mai ales imunologică, a organismului este la pământ și în principal se încearcă salvarea vieții pacientului. În România a crescut interesul populației pentru educația sanitară. Pacienții citesc prospectele, de multe ori avem și discuții contradictorii, adică ei vor să știe cât mai multe în ceea ce privește starea lor de sănătate și tratament și prevenirea principală. Românii au devenit mai interesați de emisiunile medicale și articolele care conțin sfaturi în legătură cu starea de sănătate. De aceea a crescut și consumul de medicamente, care ar fi ideal să se ia la recomandarea medicului.